România dorește să abroge această ordonanță cu specificația că acolo sunt și câteva lucruri bune pe care mediul de afaceri le poate, sau de care mediul de afaceri poate beneficia. Și cred că acest lucru poate fi făcut cu un nou, act normativ, pentru ca lucrurile bune care s-au făcut să nu le putem arunca la coș. Al doilea punct, privind legea 223, legea pensiilor militare. Așa cum s-a spus aici, pensiile militare sunt pensii ocupaționale, în buget, prinse în bugetul Ministerului Apărării Naționale. Și spun asta pentru că sunt foarte mari inechități între pensionarii din Ministerul Apărării și mă refer aici la oameni care au ieșit mai devreme la pensie, care au același grad și aceeași funcție, cu oameni, cu militari care ies acum la pensie, cu același grad și aceeași funcție și care au pensii total mult mai mari decât cei care au ieșit mai înainte. O altă discrepanță mai putem vedea tot prin faptul că sunt militari care au ieșit cu un grad superior, care au avut un grad superior în armată și au ieșit la pensie, și alții care au ieșit la pensie cu un grad mult inferior au pensii mai mari decât cei care au fost, care au ieșit mai înainte la pensie. Și lucrurile astea trebuie să fie eliminate și cred că România poate face acest lucru. Un alt punct important este reformarea Ministerului Afacerilor Interne. Este evident că ministrul Carmen Dan și-a dovedit incompetența prin modul cum a acționat și cum a abordat diverse situații care au apărut în această perioadă. Și mă refer aici la incidentele de la Valea Uzului, pentru că cu toți am văzut că a fost o abordare total, adică nu neprofesionistă, dar total mai puțin profesionistă. Un alt aspect ar fi gestionarea sau îmbunătățirea capacității Poliției de Frontieră atunci când românii se întorc acasă, cozile interminabile la care sunt în vamă, astea trebuie să fie eliminate și lucru care este la îndemână pentru a rezolva această problemă. Și cred că putem să ne aplicăm și asupra Departamentului Situațiilor de Urgență și în special Inspectoratului pentru Situații de Urgență. După cum știm, acest inspectorat a fost făcut sau constituit prin unirea celor două entități, Protecția Civilă și Pompieri. Sunt singura instituție care funcționează după două legi. De mult a fost ideea ca aceste două unități contopindu-se să se poată face un act normativ pentru ca lucrurile să meargă în direcția bună. Mai sunt multe lucruri de spus aici, în condițiile în care legea 307/2006, care reglementează modul de funcționare a pompierilor privați, precum și cei voluntari, normele de aplicare, care, și vă dau un exemplu aici, un ordin de ministru din 96, ordinul de ministru 96, 12 iunie 1900, din 2016, este abrogat de 3 ani de zile. Este prorogat de 3 ani de zile. Este inadmisibil ca totuși aceste structuri să nu poată funcționa pentru simplu fapt că nu se aplică nimeni pe acest sector de activitate. Zic eu că toate lucrurile astea, toate deficiențele astea observate în Ministerul Afacerilor Interne, cred că trebuie să te-a de gândit ministrul Carmen Dan și să fac un pas în spate, ar fi de bun augur pentru toată lumea nostru. Cred că este neavantajat, având în vedere că este un partid mic și zic eu că este și normal ca într-o democrație consolidată, ca legile să se desfășoare în două tururi de domeniu. M-aș referi puțin și la Fondul Suveran de Investiții. Aici, vis-a-vis de faptul că acest fond suveran a avut un punct distinct în ordonanța 114, dar faptul că dorim să-l abrogăm, vrem să avem o altă abordare a acestui fond de investiții,
care noi îl considerăm necesar, dar sub o altă abordare. Avem nevoie de investiții majore în România, începând de la infrastructura feroviară, rutieră, sanitară, dacă vreți, și lucrul acesta se poate desfășura numai prin acest fond de investiții. Cred că s-a mai discutat de multe rânduri și cred că noi putem pune pe tapet și acest aspect vis-a-vis de finanțarea partidelor politice. Cred că reducerea cu aproximativ 90% a fondurilor pentru subvenționarea partidelor politice este un lucru benefic în acest sens. România are o propunere privind funcția de comisar european pentru doamna Cătălina Crețu și cred că putem obține acest lucru. După cum știți, România devine membru Partidului Democrat European, începând de astăzi, dacă nu mă așez, da? Și în următoarea perioadă se va decide grupul politic în care va activa. După cum știți, în primul weekend din septembrie vom avea un congres în care vom desemna candidatul la președinție și după acest eveniment, mai mult ca sigur, vom trece la procesul de organizare a partidului în teritoriu și mai precis privind alegerile locale și județene în teritoriu.